Un șobolan a fost filmat chiar pe holul secției de chirurgie de la Spitalul Orășenesc din Sân Mare. Un pacient a surprins momentul, iar imaginile au devenit apoi virale. Potrivit conducerii spitalului, a fost vorba despre un caz izolat. Spitalul este de tip pavilionar, iar trei sferturi se află în câmp. Și DSP Timiș transmite că unitatea medicală nu a avut probleme igienico-sanitare la controlele făcute de-a lungul timpului. Imaginile au fost surprinse de un pacient pe 31 august în incinta Spitalului Orășenesc Sân Nicolau Mare din județul Timiș. Un șobolan stă nemișcat în fața unei uși, chiar la la parterul secției de chirurgie. Filmarea a ajuns apoi pe rețelele sociale, unde internauții s-au arătat stupefiați de prezența rozătoarei într-o unitate medicală. Chiar angajații spitalului au fost cei care au prins șobolanul și l-au scos afară, spune managerul. Conducerea de SP a transmis un comunicat de presă referitor la incidentul din cadrul spitalului Oroșenes Nicolau Mare. Considerăm că acest caz a fost unul izolat, având în vedere faptul că de-a lungul timpului, în cadrul acestei unități medicale, la controlele efectuate, nu au fost constatate abateri igienico-sanitare. Ca urmare acestui eveniment, conducerea spitalului a solicitat efectuarea unei deratizări suplimentare care a și avut loc în data de 4 septembrie au transmis reprezentanții de SP Timiș